Ai reușit o serie de rezultate remarcabile cu voluntariul care e rețeta. Ma il football non è rețeta, io credo che mai întâi este passione per questa messeria e de fatto con questa passione che am despre football in generale și mi duce să studiez mult despre cu hârtie, cu vizionare e antrenori mai buni, normale, mai tari decât mine in Italia. Vin io de o țara unde se lucrează bine din punctul de vedere tattiche și atunci nu este o rețetă. Ceea ce cunosc din punctul de vedere munca mea, pasiunea asta pentru această meseria și faptul că oricum am găsit o echipă cu jucători buni, de calitate, și cu moralul la pământ când am venit, dar încet, încet, prin munca mea și prin munca băieților și munca din tot întregul staff tehnic, am încercat să-i dăm încredere și să jucăm fotbal pe teren, să jucăm frumos. E normal că câteodată când joci frumos, nu foarte des este și rezultatul, nu e același chestia, dar noi am cercat și cred eu că giocăm și un football plăcut și am avut rezultate foarte bune până acum, dar știm că n-am făcut nimic până acum pentru che salvare dalla retrogradare anche de parte. Se spune că vii dintr-o țară în care și într-o cafenea cei care beau cafeaua, spectatorii simpli se pricep la tactică. Mai ții minte când ai venit acum 14 ani, prima dată în România, la Național? Ce te gândeai? Aveai frică? Ți era Beh, teamă? è normale che mi era un pic emozioni, perché mi duciamo in trozzara che non conosciamo appena tutti, non stiamo nemmeno. Avevamo questo prieten di quando eravamo in copileria, Renzo Rossi, che mi ha dato aici, la Național București, perché conosceva il precedente, e abbiamo avuto l'occasione di fare un'esperienza in stranatate. In Italia eravamo, si può dire, all'inizio, abbiamo lucrato in Liga 3, avevamo già salvato dalla retrogradare oricum due equipe, Deci erai de atunci salvatore della patria. già abbiamo salvato due equipe in Liga 3, dai, eravamo all'inizio, io in 2000 m-am lăsat de fotbal. Și atunci era 2005, am avut două experiențe la Lazio ca antrenor secund și la Lecce. Oricum, în Liga 1, în Serie A, era foarte importante. Și a venit această ocazia de a veni în România și cred eu că a fost norocul meu, cum se poate spune așa, că, pentru că am stat foarte bine aici, stau bine Se și vede că stai bine, ești antrenorul străin cu cei foarte. mai mulți ani în România. Da, am antrenat 7-8 echipe, cred eu, de 2 ori Rapidul, echipa frumoasă. Și atunci, prima dată nu a fost ușor, pentru că mă amintesc când eram spuneam așa, la trattoria del calcio, acolo in Cotroceni, perché onde era base sportiva Național București, era și trattoria del calcio, și io stavamo acolo, dopo l'allenamento, mancavo acolo, și nu ero, cioè eravamo singur, che am venit singur, io non am venit cu cine știe cât colaboratori am adus aici. Io am lucrato cu persone che am găsit acolo, adică un preparatore fisico che era Ionel Colonnel, che sta sci ai c'è la volontari, la Madusa Kuma, sci Marinduna, ma tu che mi intanto erano seconde, erano persone, erano romane, sci atunci, da io stio sam adaptese la orce situazia onde me gazesca, sci credo che hanno fatto un lucro, Giorgio Nizzo, mi sembra, preparatore portari, no, della Dinamo, che sci atunci siamo stati forte bene, sci abbiamo avuto sci immediato un risultato, credo, remarcabile, perché abbiamo giunto in finale la Coppa Romania, che abbiamo perduto con Rapidul, che ha giocato per ci avremmo, ha giocato sferturi di finale, no, con Steaua, sci Rapidul di Razvan Lucescu, ha perduto finale in prelungiri, sci abbiamo giunto al 5 locca
in classamento. Io credo che pentru prima ora, no, pentru un antrenor străin, all'inceput meseria d'antrenor, credo che a fost foarte, foarte bine. A fost cel mai frumos moment din cariera ta ca și antrenor în România? No, spune-mi che per așa vreme a fost începutul, se poate spune. După, cred eu che am avut altre esperienze foarte, foarte importante. E cred eu che am lăsat mereu o amintire frumoasă, cred eu, cu oamenii care au lucrat, unde am lucrat eu, adică la Cluj, al doilea experiență, no? La Cluj, când am avut un rezultat și acolo remarcabil, am ajuns pentru prima oară în istoria de acest club în al treilea loc, no? Și Rapidul, care era, repede, o echipă remarcabilă, a ajuns pe patru. Și am stat în campionatul pe 5-6 etape al doilea loc cu Steaua, împreună am luptat pentru al doilea loc, pentru că a castigat campionatul, mi aduc în minte la Dinamo e pe așa vreme, în 2006-2007. Și atunci Cluj, dar pot să spun și Rapidul, Rapidul, echipa frumoasă, suporterii minunați. Și acolo am făcut ceva, cred eu, de remarcabil, pentru că am castigat Supercupa, no? Împotriva Dinamo, che castigase campionatul înainte, un an în urmă. Și după, unde am adus? La Iași. La Iași ne-am salvat la retrogradare. La Steaua am avut o experiență foarte bună, zic eu. Și chiar dacă a fost prea puțin timp acolo, am stat acolo 3-4 luni. Dar am ajuns în grupul Europa League cu echipa. Nu erau investițiile cum sunt în acest moment. Erau jucători tineri, dar nu așa buni, spune așa, cum e în acest moment, no? Chiar Steaua în acest moment. Și știi unde au ajuns trei din jucătorii de atunci? Onicaș este la Unirea Dej, Ducu Ninu este la Bucharest United, Liga a patra, iar Surdu e în Liga a doua, la Faro. Și Mihai și Ionescu, Andrei Ionescu, care a jucat împreună cu Onicaș la mijlocul terenului în Europa League cu preliminarile, că am castigat de 6 ore tre preliminari, no? Dove abbiamo aggiunto in gruppo l'Europa League. Da, stio, penso che stio da questi baiezzi, penso che abbiamo mentire forte, frumoso, da spre ei, penso che erano tineri, e abbiamo giocato con ei, abbiamo dato in credere, e credo che abbiamo fatto già con loro un'esperienza forte e buona, sin in punto del risultato, come abbiamo aggiunto in gruppo, abbiamo entrato in gruppo l'Europa League, non mai a quell'episodio famoso che s-a întâmplat, dar zic eu că a fost experiența foarte improntată. Eu cred că tu chiar că crezi în miracole. Din moment ce ai venit la o echipă aflată pe ultimul loc și s-a întâmplat ceva, cu siguranță un lucru, da, pe care foarte puțină lume îl intuia. Păi, dacă tot crezi în miracole, spune-mi și mie, te rog, cum ai reacționat dacă, spre exemplu, te-ar suna mâine Lazio să iei locul lui Simone Inzaghi? Ar fi un lucru, zic eu, extraordinario, no? È normale. Io sono un fan Lazio, lui Lazio, e acolo este și un giocatore romano, no? Che ha fatto approprio 350 de meciuri, no? Stefan Rado. E vorba de Stefan, depășit un român, să știi, apropo. Da. El, da. 11 anni ha stato acolo. Io am stato numai 7 anni la Lazio. Am fost și eu capitan. Dar nu, normale că Lazio pentru mine e o echipă de dragoste și e normal că dacă s-a întâmplat un lucru acesta ar fi foarte frumos. Am o curiozitate, cum era cu Paul Gascoigne în vestiar? Cu Paul Gascoigne era extraordinar, pentru că Paul era un jucător cu niște calități de fizice și de tecnică. Ha fost un giocatore din păcate subvaluat, așa se spune, in Italia, pentru că n-a jucat mult. El a venit in anni 92, mi se pare, dar s-a accidentat imediat, no? Pentru că el era un giocatore che așa mergea pe cluburi, pe pub, și nu era ușor de gestionat. Și atunci, da, era un jucător foarte, foarte bun, un adevărat lider pe teren. Când juca el, era extraordinar, și chiar dacă era engleză, adică nu vorbea nimic din limba italiană, dar era un lider pe teren. Și un jucător, unul dintre cei mai buni giocatori cu care am jucat eu.
Am jucat cu mulți jucători foarte buni. La momentul în care erai capitanul Lazio, fotbalul italian era cel mai bun din lume. În momentul de față să recunoaștem că nu e. Din ce cauză, din punctul tău de vedere? Din ce cauză? Cred eu că în Italia nu mai sunt investiții din parte patronii din cluburi, adică acum chinezii au luat niște echipe, no, din Italia, Inter sau alte echipe. Nu e ușor. Pe acea vreme era Berlusconi, președintele lui Milan, era Moratti, Inter, sau Pellegrini înainte, Pellegrini oricum un președinte foarte bun. Era un președinte din punct de vedere financiar care avea bani și nu s-a investit foarte mult și în infrastrutture, pentru că oricum sunt un stadion acolo în Italia, din afara acest stadion care are Juventus, nu sunt stadion, sunt stadioni încă vechi de anni 90, când și Naționala România, no, a jucat campionatul mondiale în Italia și atunci sunt vechi, nu s-a progresat acum în... Și probabil și din punctul de vedere copii, juniori, nu s-a lucrat foarte bine. Nu e acea, apropo de copii și juniori, bravo, ai ajuns foarte bine la un moment în care vreau să știu ce crezi că s-a întâmplat cu Yannis Hagi? De ce nu s-a impus la Fiorentina? Un jucător care a dovedit ulterior, revenind în România, atât rezultate foarte bune, cât și uite acum un interes vădit clar pentru Spania. A dovedit aici, în acest moment, oricum, nu probabil 2-3 anni in urmă, când el a fost acolo, probabil că eu zic că era prea devreme, probabil, pentru el să facă acest pas, pentru că nu e ușor, in Italia e un campionato oricum puternic, cred eu că este al treilea sau al patrulea campionat in Europa, no? După Premier League, după Spagna, după și împreună cu Germania. Nu era ușor pentru că probabil și din punctul de vedere fizic trebuia crescut mai mult, no? Probabil era prea devreme pentru că l-am și urmărit în Italia, a jucat prea puțin și eu credeam că putea juca mai mult pentru că deja era bun, l-am întâlnit de exemplu cu Târgu Mureș, no? Când eram a Târgu Mureș și el încă trebuia să pleca spre Italia și mi se părea un jucător foarte bun, când am auzit că s-a dus în Italia la Fiorentina am crezut că putea face față acolo, dar probabil acum se vede che ha cresciuto di un punto di vedere fisico, di un punto di vedere aria, ma molta esperienza, ci credo che ha fatto bene, se la sento anche in Romania, se gioce entro un campionato come buon, ci magari acuma può essere un momento un po' trivit per aggiungere entro un campionato puternic, ma crezi che un giocatore care in momento de față poate decide chiar și lupta la titlu prin calitatea lui și a grupului care vine din urma lui? Și evident, din punctul meu de vedere, întrebarea ar fi și cine ia titlul? Ba, cine ia titlul nu e ușor pentru că e greu să spunem așa că cine ia titlul. În acest moment Clujul are, cred eu, cele mai bune șanse pentru că e o echipă oricum cu jucătorii de experiență și un lot sudat. Eu cred că nu e ușor pentru Craiova și Steaua să câștige titlul, dar aceste trei echipe se luptă normale, toată lumea spune de aceste trei echipe, normale că după trebuie să vezi când se ajunge în luna aprilie, mai ultime meciuri când se gioca in meciuri direct dintre ei, io credo, pentru că vedo che oricum castiga cu celelalte două, trei echipe, din afara Steaua che ha pierduto, che ha cu Vitorul, dar oricum acum are șanse de a putea juca un meci foarte important cu Craiova. Eu cred că meciul direct dintre ei va spune cine castiga titlul. În 14 ani de România, percepția tuturor este că tu ai fost singurul antrenor care a reușit să-l înfrunte direct și fără amenajamente pe patronul FCSB-ului. A fost cel mai tensionat moment în relația ta cu un conducător din România? Da, sì, da, probabile che da, dar ha fost un episodio așa, come se vuole spune, nimica, non s'ha întâmplate cine stie, cioè, è normale che ha fost un momento tensionato, perché eravamo la pausa
il match con Sheriff Tiraspol, primo match di Europa, del gruppo dell'Europa League. Sì, a Cobolace Rosso di in tribuna, ci è entrato in vestiario, da noi, che spunava a Sant'Empatico, ci ha furbito con Baiezzi, dove è normale che eravamo un picco, tutti i giocatori erano nervosi, perché eravamo un'equipa, ripeto, con giocatori tineri, credo io che era bene che non entrasse in vestiario, perché a quello è dominio antrenoro Jozic. Io dico che è ascià. Lupa è normale che il patrono trebbe sai o relazia, sai esplicite c'è. Non gioca un giocatore, sa un altro, penso che è normale, il patrono Bagabani ci noi sentiamo come si spone, domino Gigi Becali angaggiati, cioè, è normale che trebbe sai relazia, sa poi ci ne puoi giocare, ci ne vesi mai bene in corso di allenamento. Allora, da credo io che la pausa di un match non trebbe probabilmente entrare in vestiario. Crezi că trebuie să fii foarte atent cu angajații tăi pentru că nu știi peste an dacă nu cumva vin și îți mai fac o nefăcută cum ai făcut tu 2-2 acum recent? Nu, nu știu. Eu, sincer, eu am grijă numai de meseria mea și nu vreau să persone din afară che magari non stiu prea bine come munca football lui și atunci mi gândesc numai să stau eu cu băieții și să încercăm să facem treaba bună pe în cursul antrenamentelor și când se joacă meciuri de campionate, dar normal că oricum un antrenor trebuie să are o relație directă cu patronul pentru că Bagabani, nu suntem angajați și asta e. Deci să înțeleg că n-ai închis poarta unei eventuale reveniri la FCSB, la o eventuală reluare a colaborării cu Gigi Becali. Spune-mi că mai întâi, acolo, în acest moment, un prieten meu, se poate spune, pentru că mi-a fost, așa cred eu, cu respect, no? Pentru că oricum e un antrenor tiner, e Mihai Teja, acolo este Mihai Teja, che mi-a fost secundul la Steaua pe acea perioadă. Și un băiat cu minte, că știe fotbal, că e tinere, că vine din spate, no? Antrenori tineri che sunt in România. Și atunci a avut și meritul de a ajunge acolo la Steaua, după ce a făcut de bine acolo la Gazmetan. Dar e normal că eu nu am nicio, come si può spune, nu am nicio reținere, no? Când dacă primesc oferte sau cine știe, nu e problema, eu nu sunt un tip așa ranchiuros sau cine, cum se poate spune, eu, timpul a trecut, a fost, repet, un episod așa, pentru mine mi-e și simpatic domnul Becali din punct de vedere cum vorbește și cum e, nu e un tip că nu e niciun fel de problemă și rispetto tutti i conducatori che sono qui in Romania, è normale. Io faccio la traba mia per terreno e c'è quello io dico che ho dominio antrenoro. E dopo è normale, vorbim, di cine gioca, cine non gioca, non è problema. Io esplico di ce vedo un lucro, di che un altro. Urmează un an foarte important pentru echipa națională, atât cea de tineret cât și echipa mare. Da. Din punctul tău de vedere, cine crezi că are șanse mai mari de succes? Under-21 sau Naționala Wicontra? Eu, sincer, mi place mult tineri și jucători tineri și cred eu că probabil echipa de Under-21 de Mirel Radoi cred că are șanse bune de a face o figură frumoasă în Italia, quando va a giocare in questa vara campionato europeo di Tineret. Equipa mare è entro periodo spune masciate come si può dire di transizione, credo io. Noi è uscire per equipa mare sa se qualifica in campionato europeo 2012, no? Mi sembra non è uscire, dar ha dei giocatori buoni, spune masciate. Dar noi nu cred că va fi ușor, mai ales că e un grup greu. Nu? Apropo de jucător bun, câștigă Juve Champions? Are multe șanse, dar mai multe șanse cred eu că poate avea în acest an, cred eu, Manchester City, mi se pare echipa sau Barcellona. Dar poate ajunge, eu cred că probabil va ajunge în semifinala.
cred io, come sunt acum, no? Cupe de echipe che in sferturi de finale, poate fi o Barcelona Liverpool și un Juventus Manchester City, semifinale, spunem așa, ce mi gândesc eu. Și nu e ușor pentru că, repet, internește de după dacă trece de Porto, de Manchester City, cred eu că în momentul de față Manchester City e cea mai bună echipă împreună cu Barcelona. Apropo, știi pe ce stadion suntem, nu? Cum îi spune stadionul? Da. Anghel Iordanescu. Ai avut vreo un moment în care te-ai întâlnit cu el? Sau vreo... Sì, m-am întâlnit, da, m-am întâlnit cu domnul general, no? Anghel Iordanescu. No, l-am întâlnit, o persoană deosebită, o persoană gentile, cum se spune în italiano. Și un signore? Un signore, un adevărat signore, cum se spune, domnul, no? Un adevărat domnul. Și am vorbit cu domnul Iordanescu și mi-a plăcut ca persoană și ca tehnic, am știu ce așa a făcut pentru România și, repet, faptul că acest stadion a fost intitulat, cum se spune, la domnul Anghel Iordanescu e un lucru foarte important, înseamnă că generalul a făcut ceva pentru România. Ok, avem 14 ani de când ai venit prima dată în România, hai să facem și o evaluare la perioada asta. Ce e mai bună? Ciorba de burtă sau guiașul ardelenesc? Ciorba de burtă, îmi place. Ai mâncat mititei? Nu, mititei nu, sincer. Nu cred. În 14 ani n-ai mâncat niciodată mititei? Nu cred, nu. Nici măcar celebrii mititei din Someșeni? Nu. Din Cluj? Nu. Unde se gătesc pastele cel mai bune în România? Gătesc pastele? Aici, la București, am mâncat bine. Care e cea mai frumoasă româncă pe care ai cunoscut-o? Nu știu, nu am înțeles bine această întrebare. Româncele sunt mai frumoase, blonde sau brunete? Frumoase. No, sunt frumoase toate, nu am... sunt frumoase toate, domne. Dar ai rezistat 14 ani? Da, eu da, e normal. Eu am familia și nu sunt o persoană corectă, spune, normale. Și nu am familia, am și trei copii și stau foarte bine și aici stau singur, dar oricum am o familie acasă. Ce zonă te-a încântat mai mult sau a fost mai aproape de sufletul tău? Transilvania, Moldova sau Muntenia? Nu, am stat bine unde am fost, sincer. În Moldova am fost bine, la Iași. Am trăit acolo 6 luni, extraordinar, sincer. Acum am văzut și m-am dus acolo cu cu echipa. Sì, sarmale, da, foarte bune. Acolo sunt mai bune decât oriunde? Nu, l-am mâncat aici la București și la Târgu Mureș. Am mâncat zona și sunt foarte... Unde erau mai bune, la Târgu Mureș sau aici? La Târgu Mureș erau bune, erau foarte bune. Și no, la Iași, de exemplu, s-a dezvoltat și ca oraș, la fel București. București e incredibil cum s-a dezvoltat de când ultima oară am plecat de la Steaua, no? În 2010. S-a dezvoltat foarte bine. De fapt, eu vorbesc bine de România, de Italia. Ți-e dor de Ghencea? Da, mi-e dor de Ghencea, de Giuresti. Giulești cu Rapidul, stagione legendare. Fost mai frumos, Ghencea sau în Giulești? No, io credo che amandoi, normale che amandoi, pentru că nu pot să spune că in Ghencea e un stadion legendare, la fel in Giulești, acum s-au derămat în aceste stadioane și din păcate, pe mine mi plăcea și Lia Manoliu, ma no? Unde am castigat Supercupa cu împotriva Dinamo și acum este Național Arema, stadionul foarte frumos, dar Ghencea și Giulești au fost stadioane extraordinare. Când ai văzut ultima dată o căruță cu cal? L-am văzut când ne duceam la o deplasare cu, nu mă duc în minte, cu cine era, și am văzut o căruță cu oamenii, cu persoane acolo, prin drumul spre orașul unde jucam. Unde sunt șansele mai mari? Voluntariul să câștige Champions League sau România să aibă autostrăzi? Greu amândoi, sincer, dar da, speram că
come spera, credo io, Tozzo Romani, che... Ca volontario sei attento. No, no, sì, no, no, che autostradici in Romania, no, che volontari castigati, cioè, più dire che in Romania sono mai molte strade, che è mai bene, per tu ieri.